și telespectatori, că întrebăm pe toată lumea și vă povestim și dumneavoastră apoi unde dormim și ce mâncăm. O emisiune pe care a început-o colega noastră Anda și sunt în același loc de unde a început ea să facă primul interviu, adică la Complex Parc Pini, și în stânga mea este domnul Dan Popoi, domnia sa este directorul, patronul. Eu așa m-am învățat, bună seara și la mulți ani. Bine ați venit la noi. Acum trebuie să vă spun, stimați telespectatori, dar după ce o prezint și pe doamna bucătar șef, vă rog să vă prezentați. Bună seara, Mihaela Hambic, mă numesc. Trebuie să vă spun un secret, l-am vrăjit, l-am convins, l-am rugat să accepte pe domnul Dan Popoi să fie în bucătărie și eventual să dea un exemplu, să pregătească împreună cu doamna bucătar șef un produs și atunci o să-l declarăm rețeaua și, mă rog, rețeta, pardon, pe care o oferă, de ce nu, iată conducerea Complex Parc Pin. Este ziua domniei sale, deci îi spun la mulți ani și îl întreb ce o să pregătim aici. Vă mulțumesc, în primul rând, bine ați venit la noi și este plăcerea noastră să încercăm să gătim ceva împreună. Adică ce gătiți aici, serviți și la cetățenii care, pardon, prietenii care vin acuși la... Normal, avem rețete speciale, deci prietenii noștri, clienții noștri sunt la același nivel. Și oferiți și celor care, văzând, vin repede să vadă dacă sunteți corect și faceți și lor același preparat. E vorba de pastramă de oaie și încercăm să o gătim într-un stil anume. Deci încă n-am scos-o, deci încă facem, suntem în faza experimentală, am făcut de câteva ori, a ieșit bine, dar depinde totuși de pastramă. Câteodată dacă pastramă e mai tare, e mai greu să o scos chiar așa, dar e ok. Aici și ce produce. Ia pe doamna. Ce aveți acolo? Acolo e carnea? Da, este pulpa de miel. Este deja condimentată și a fost ținută la baiț. Un baiț preparat de noi și acum o să încercăm să-l facem la grătar și după aia cu un sos special. O să revenim o secretă. Asta nu o spunem, nu povestim. Nu, este secretul nostru. Nu trebuie să divulgăm la toată lumea secretele bucătăriei. Sperăm să fie mulțumit clientul de ceea ce o să guste. Domnul director, nu pot să nu vă pun, sper, în dificultate. Cum veți face? Cum veți proceda? Pentru că toată lumea întreabă dacă un soț știe să gătească. Acum dumneavoastră faceți, realizați o rețetă pentru, și pentru client, numai pentru șeful de acasă. Ar putea să vă spun cum am învățat eu bucătărie. Exact, exact. Ca să nici acum nu știu. De la început, eu am plecat din țară în 90, aveam nici 23 de ani și am început să fac sarmale din ce la început? Da, băi, nu chiar la început, au trecut câțiva ani, dar oricum n-avea ce să gătească pentru mine, eram singur pe vest. Ah, mai avea câte o prieten, așa, dar nu. Toate, dar le-am făcut din auzite. Adică steam și mă gândeam din memorie ce putea să fie în sarmale și puneam orez, alea. Bine, am început întâi cu oală mică. Cu mama acasă, da? Da, da, vorbeam atunci odată la 2 săptămâni și telefonul era doar 5 minute și apucai să zici ce ești, bine, bine, eu sunt bine și tot așa. Deci n-aveai cum să intri în detalii de astea culinare. Rețeta. Sau, da, da. Aia, și am început așa, am început să fac sarmale într-o oală mică și după aia s-a umflat orezul și am făcut 3-4 și tot așa. Adică am învățat în timp. Eu zic ala care spune că se umflă, nu știu cum. Da, se umflă orezul, da, dar nu știam. Toate astea le-am învățat singur, deci nu... Da, da, și pot să zic că am început ce, să simt. Ce știi să gătiți? Asta e un preparat care îl mai faceți? Cred că dacă m-aș băga în bucătărie să fac asta efectiv, mai ales în ziua de azi, că e foarte ușor, cum să zic eu, sunt rețete, internete, asta, e destul să ai simțul și să-ți placă să faci. Deci cred că nu-i complicat. Odată ce știi să mănânci și știi să apreciezi gustul mâncării, înseamnă că știi să și faci, adică dacă te chinui un pic. Dar nu e ceva greu. Numai că la mine e foarte greu să devin bucătar, adică am alte... Managementul mă obligă să mă ocup de alte chestii. Aici, în dreapta mea, este bucătarul șef, nu? Da, bucătarul șef, da. Am... Câte vreme gătiți? Aici, la Complex Parpin, de 5 ani și jumătate. Am făcut și puține cofetării și atunci am trecut pe bucătărie. Și se poate combina cofetăria cu bucătăria, contează foarte mult designul, contează gustul, trebuie să pui foarte mult suflet, multă dragoste. Deci un bucătar fără suflet n-are succes. Nu, trebuie multă dragoste în mâncare ca să iasă foarte, foarte gustoasă. Mă, dacă tu ați vorbit, dacă ați vorbit, ajunge. Valabil în orice domeniu, nimic nu se face bine fără pasiune. Nici o meserie. Nu există meserie în care omul să realizeze, să facă lucruri de calitate, fără să-i placă. Am citit undeva că înainte de a construi o barcă, trebuie să te uiți așa la
mare și să te gândești la distanțe, să-ți pătrundă în suflet dorința de a naviga. Așa e și cu bucătăria, nu? La toate, nu am bucătărie. Cu toate, deci trebuie să-ți placă. Adică nu faci business pentru bani, că s-ar putea să realizezi că tot timpul ești pe deasupra nivelului un pic, așa. Dar dacă îți place, e un mod de viață asta, adică așa, atunci ai și șansă să reușești, dar trebuie să muncești tot timpul și să faci efort, dar să-ți placă efortul, asta e ideea. Foarte mulți care ar spune, gata, am muncit destul, am cu ce trăi, are familia mea cu ce, ia să mă mai plimb prin toată lumea, să merg în toate croazierele și să dorm de dimineață până seara. Păi nu, dar e moarte curată, adică vă spun, eu mă chiar mai umblu așa pe lume, dar e bine să le faci combinat, dar nu poți să stai degeaba. Adică nu, deci cum, visezi să stai degeaba? Păi bine, dar câte luni poți stai? 2, 3, 4 luni și pe aia mori. Adică să le combini, muncești, te mai distrezi, dar eu, spre exemplu, nu visez niciodată să ies la pensie. Pensia pentru mine n-aș vrea să existe decât, eu știu, la 100 de ani, dacă nu sunt în formă. Sunt specialist, mă rog, lucrați și una din afaceri, poate cea mai importantă, e cea legată de transporturi. Da. Vă gândiți să vă duceți și spre zona asta de alimentație publică și să vă ocupați și de mai mult de partea hotelieră și de restaurant? Nu, deci practic nu. Sunt afaceri diferite. Cum am zis, avem 3 firme în țară, 2 în Belgia. Dar managementul e aproximativ la fel. Să știți că afacerile se conduc, au chestii diferite, dar în general sunt lucruri foarte comune, să știți. Deci, bine, nu vorbim acum efectiv cum se face mâncare. Asta e aici mai relaxant, un pic la transport e mai complicat. Dar nu diferă foarte mult. Organizarea, vreau să zic. Eu nu știu să fac decât cartofi prăjiți. Haideți să vorbim cum se face grătarul. Păi, cred că să-l mai condimentez un pic, că nu am văzut, adică... Apoi... Și după aia îl punem pe grătar, avem un grătar care îmi place bine mult. Da. După grătar, că nu-l lăsăm chiar mult, îl tăiem șuvițe, îl punem într-un wok, într-o tigaie de asta. Acolo îl punem cu vin. Cu vinul casei. Da. Am văzut ce vin bun aveți. Da, da, da. Cu portocale, cu măr, cu un pic de miere de albine și la fel piper, sare. Și lăsăm să fiarbă toată combinația, ceva timp să frăjească pastrama. Da. Și după aia lăsăm să scadă. Deci facem de așa natură încât la urmă să rămână din sucul, din fructe, așa, să rămână și să dea o anumită dulceață. Deci, practic, ideea e să facem o pastramă românească, dar cu un sos dulce-acrișor, așa, cum să zic eu, o combinație. Da, da, da. Hai să vedem, la sos... Nu trebuie să dați toată rețeta, dar măcar așa ca idee, că văd acolo și roșii și verdeață, dar văd acolo carne sau ce este. Da, este pastrama de oaie, este pregătită, condimente care le preparăm noi, adică le facem noi, sare, piper, usturoi, boia, diferite condimente, cimbru și atunci sosul e portocale. O să vedeți când... Am înțeles, când o să gustăm. Putem să avem șansa asta, nu? Da, o să vedeți și când preparăm. Eu zic că o să fie un preparat de succes. Noi o să filmăm cum îl preparați. Închei doar întrebându-vă. Aveți mulți invitați în această seară? Că noi nu știu dacă o să-i filmăm, că-ți veniți așa la un prieten, dar măcar să știm, veți face față la... 20 de persoane. A, dar nu o să fie mâncarea asta. Nu, ați mai găsit și altele. Nu facem mâncarea. Nu, o să fie ceva, o să fie pastramă, dar o să facem altfel. Deci nu, pentru că sunt 20 de persoane și nu... Deci, putem să gătim acum într-un wok pentru două. Și alte preparate, niște gustări pregătite de noi. Da, puteți să le filmăm. Da, uite acolo, văd acelea, arată foarte bine. O să le filmăm după ce vedem rețeta. Da, după ce vedem rețeta o să mai tăiem și din preparate care le-am pregătit pentru gustare. Am înțeles. Ei, să vă dea Domnul sănătate, să fiți sănătos, la mulți ani încă o dată. Vă mulțumesc, da, vă mulțumesc. Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi. Să știți că mai glumăm serios, data viitoare venim cu la Valiero, prindem aici, da. Și trebuie să fiți singuri cu telespectatori și să spuneți, astăzi vă invit să mâncăm, pardon, da. Să gătim. Da, da. Păi da, nu, ne nu, place. Da, așa? Vă descurcați? Da, cum să nu, da, deci nu, cred că... Știți că trebuie curaj pentru asta. Am văzut că colegele de la bucătărie spuneau, băi, știți, să vedem.
Ba, nu cred că e așa. Chiar dacă mai fac greșeli, nu cred că ar fi o problemă. Bine, cred că cea mai complicată ar fi să găsesc toată chestia pe bucătărie, că dacă nu mă ocup aici tot timpul, vă dați seama că mă învârt, mai ales că noi am schimbat bucătăria recent și... Ați modernizat-o, arată foarte bine. Foarte mai nou, cum să zic eu, și deja nici bucătarii nu-și găsesc locul pe aici. Da. Că ei, sunt niște aragazul, foarte modern, hot, utilaje moderne, arată foarte bine, ca în vest. Da. E important, pentru că ține și de igienă, ține și de dinamica bucătăriei. Da, dacă avem și utilaje, atunci iasă și mâncarea mult mai gustoasă, mai rapid, clientul este mulțumit și asta încercăm să facem, clienții noștri să fie mulțumiți. Clientul nostru, stăpânul nostru. Da, ideea chiar, o să-mi cer scuze față de clienții care au venit vara asta, că într-adevăr nu am fost pregătit, au fost vânzări destul de mari față de anul precedent și nu a reușit să scoate produsele la timp, adică erau întârzierile destul de mare, pentru că avem într-adevăr și un meniu foarte bogat și vom lucra și acolo, că e foarte greu să scrie 30, 40, 50 de chestii diferite și așa, și deci pentru vara viitoare o să încercăm. Deci, practic, ne pasă de clienți, dar când vin foarte mulți, e foarte greu cu un meniu foarte bogat. Și atunci o să facem ceva schimbări în privința asta. Stimați respectatori, Parc Pin, complexul Parc Pin arată ca în basm. O să suprapunem niște imagini acuși. Și închei provocându-vă, faceți revelionul? Da. Și vă aștept la noi. Ați făcut deja provocare. Noi o să preluăm pentru Telemoldova. Au locuri de cazare, să știi, căsuțe în pădure, iar la masă cam ce capacitate aveți? 150, da, da. Cu alte cuvinte, începeți înscrierea așa aici. Deja înscrierea, da. Și urmează să scoatem meniu. Deci avem în fiecare an un meniu diferit. Deci, practic, inspirația e din vest și aduce produse din vest foarte multe, cum să zic eu, adică în fiecare an am avut de la, eu știu, vânat... Rața care e un preparat scos, adus pentru prima dată la Complex Parpin și a fost de succes. Cu alte cuvinte? Cu salamie franțuzească, cu foie gras, cu ton afumat, cu tot ce se poate. Adică, cum trăiți în Belgia, da, acolo se bea șampania. Deci, serios, nu gândim asta, cel puțin noaptea de revelion, nu gândim să facem profit, dar gândim să iasă bine. Și am văzut că la raportul preț-calitate stați foarte bine, meniul e 300 de lei, parmise, de persoană. Da. Până acum a fost 250, anul ăsta au mai crescut prețurile, au mai crescut salariile, să se acoperim și va fi 300 de lei. Da. Dar de bani, aia vă spun că... Vor primi ce așteptări. Fără probleme, deci în fiecare an, chiar cine are timp să uite, să vadă pe Facebook sau asta meniurile de anul, din fiecare an. Facebook-ul dumneavoastră, nu? Facebook Parc Pin, Parc Pin Moinești. De sărbători... Am avut meniu pe Facebook și o să vedeți că nu vorbim aiurea, v-am spus meniu în fiecare an, v-am spus din produsele cele mai scumpe, nu numai cumpărăm din Belgia, dar și din România, dar tot ce e mai rafinat, să știți. Cu alte cuvinte, la mulți ani pentru ziua dumneavoastră care a fost acum și o sărbătorie de seară. La mulți ani, sper să ne mai vedem în decembrie înainte de sărbători. Și dacă e și zăpadă, e cam basm aici. Având în vedere că pădurea este doar din pin sau numai din pin. Numai din pin negru, da. E o rezervație naturală. Cu alte cuvinte, la mulți ani și dumneavoastră succes la bucătărie. Frumos. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii și așteptăm să, când veniți la noi, să prindeți un eveniment special. Eu știu, o petrecere privată. Cu fast. Să vedem cum e cu examenul la bucătărie. Da. El lasă zdrobești niște usturoi când o să punem pasta. Eu astea o să le pun în grătar. Așa. Am ales grătarul ăsta, el lovește carne din ambele părți, o placă de fontă, deci în 3 minute carne e ok. Și atunci putem să o facem, să punem în boc. Așa.
Deci aici se face repede un grătar simplu, nici ăsta nu e chiar simplu, adică e cu rocă vulcanică, dar lăsând după parte, carnea își pierde, aici nu mai e problemă, deci aici lovește de ambele părți, deci nu trebuie să-l mai întorci. Și după aia o să-l taiem felii subțiri și o să-l punem în tigaie cu vinul și cu ce o să fie acolo. Da. Aici urmează sosul, nu? Da, pregătim sosul. Am pus un pic de ulei, trebuie niște usturoi. Și o să punem și portocala. Și măr. Și imediat o să punem și vinul. Vinul îl adăugăm în momentul când luăm de pe grătar pastrama. Hai să luăm pastrama de pe grătar. Sunt deja la domnul director, să vedem dacă e gata. Deci imediat se face. Aveți un temporizator acolo? Sau? Nu, nu, nu. Simțim, cum să zic eu. Nu, bine că spuneți asta, deci bucătarul simte. Ea are cât că ceva, dar nici nu știu utilajul foarte bine. Dar normal, carnea la... Cea mai bună variantă e intuiția. Da, deci nu e problemă. Deci aproape făcut-o, mai ales un minut. Și atunci o să tăiem bucăți, subțirele și o punem în tigaie. E sosul pe care îl prepară acum doamna bucătar șef. Da. Dar mai e o treabă că și la noi, spre exemplu, în general în țară nu se prea mănâncă carnea în sânge și o las să o fac mai bine. Mai bine făcută. Mai bine făcută. Altfel e un risc, cum să zic eu. O fac și după aia... O mai trimite înapoi, spune, mai roagă bucătarul să mai facă o dată. Ei, mai vedem, mie îmi place sânge, spre exemplu. Dar... Așa, uitați-o, deja e făcută. Aici să pun un pic, dar n-arată rău. Și o să se opresc și utilajul. Și merge acum să tăiem toate astea. Așa. Acum o să o secționăm un pic, ca să o pătrundă. După cum vedeți, e în sânge făcută, nu-i pătrund să ia cine știe ce. De-aia va fierbe și cu vinul, știți. Tigaie. Și acolo să aveți și gusturile, că avem vin. Ține foc astăzi. Să fiarbă acolo. Pune mult. Să fiarbă în vin, nu? Da, dar mult. Pune să cuprindă. Durează, că oricum trebuie să scadă și să fiarbă vinișor, să o pătrundă. Apoi o punem pe o tavă și poftă mare. Da, păi urmează. Și cu salată? Nu. Normal, dacă avem și fructele astea și așa, poți să pui și niște roșii, dacă e. Thank you.
Iată-ne și la final. Da. Am reușit să facem. Și acum o să încercăm să montăm. Da. Să punem farfurie, un termen... Am înțeles, gastronomic. Da, da, da. Deci produsele se montează pe farfurie. Și... Arată foarte bine. Arată foarte bine, este și gustos. Am văzut că l-ați gustat. Bucătarul, dacă nu gustă, parcă nu e bine. Păi nu e bine, trebuie să gustăm. Da, și... Bucătarul nu prea mănâncă. Bucătarii nu au timp să mănânce. Gustă tot timpul și se satră. Prepară și nu au timp. Și atunci bucătarii sunt foarte mulțumiți când clientul este mulțumit. Deci este produs pentru 4 persoane în care ne-ați inclus și echipa Telemoldova. Da. Păi... Da, deci acum mai multe. Se mai... Am făcut și niște roșii, cherry, tot la fel. Cum se cheamă, a spus? Nu, noi așa zis niște roșii, niște... mai zburdam, zice așa. Dar plating? Plating, da, o să ne ocupăm și plating, dar las, nu? Da, o să lăsăm... Să vedem pe domnul, să vedem pe... Păi nu, că astăzi de exemplu. Nu trebuie salată, doar roșii, da? Și le-au fost puse la cuptor, nu? Da. Arată foarte bine. Ceva verdeață? Acum vine. Aici. Comestibilă? Da, sigur. Altfel nu... Sunt de mâncat, nu? Sigur. Nu punem doar de poză. Dăuneze. Aici. Da, niște germe. Cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort. Deci, ce a spus că faceți? Dă-mi un... Și tot portocale. Mai pui o bucată proaspătă. Am înțeles. Să-i dau un pic de portocală, nu? Da. De aspect. Nu dăunează, deci e comestibilă. Acum, nu numai ca bucătar, dar și ca, mă rog, consumator. Cât de mult contează cum arată? Păi, noi mâncăm și cu ochii, nu numai cu... Înainte de a ajunge la stomac, trebuie să fim cucerit vizual. Oameni care își pozează produsul întâi, farfuria, o puneți pe Facebook ca să spună, iată ce mănânc eu astăzi. N-ați văzut Masterchef și tot felul de emisiuni, deci e clar că oamenii ziua de astăzi avem și ingredientele, avem și... Uite, au fantezie atât în alegerea preparatului, pregătirea lui, cât și punerea în pagină, să spunem. Și imaginația. Da. Și acum vă invităm la masă. Master spectator, trebuie să spunem că nu pe dumneavoastră v-a invitat la masă deocamdată, decât dacă vă invitați Complex Park Pin, ne-a invitat pe noi, echipa Telemoldova, și cred că ne va ține de urât, pentru că nu, cine a preparat să-și mănânce, ca să ne arate că e sănătos. Da, sigur, vă aștept la masă. Da. Eu zic să aduci... Vă aștept și dumneavoastră, stimați telespectatori. Exact, la asta am vrut să spun, un mesaj pentru cei de acasă. Dacă fac o comandă, când rezervă camera, că am vrea oaie de ceea, cum am văzut la televizor, e posibil, nu? Sigur, oaia e comestibilă și o avem în meniu, deci nu e nicio problemă. Dacă nu veniți din Belgia, e aici șefa care este și care știe. Ingredientele le avem tot timpul, deci portocale, măr, nu sunt chestii care nu există în meniu, sunt foarte ușor de făcut. Arta de a produce produsul. Și asta, deci nu e ceva complicat. O faci un pic pe grătar și după aia faci în tigaia, acolo durează un pic mai mult. Deci o porție de asta cam 30-35 de minute. E maxim. Da. Poftă bună, stimați telespectatori. Nu e așa că mă invidiați? Iată cum m-am așezat. De aceea vorba unui prieten, Traian Dobre, de aia și m-am împlinit așa. Nu? Dacă tot merg la filmări și toate produsele bune, cele bune, la revedere!